consilier, deschid ședința Consiliului Local din data de azi cu două proiecte de hotărâri. Inițiat, toate proiectele sunt inițiate de domnul primar. Toate proiectele au fost analizate de comisiile de specialitate. Doamna secretară, prezența, vă rog. Din totalul de 13, un absent. Din totalul de 13, un consilier, lipsește un consilier. Trecem la proiectul ordin de zi, dacă sunteți de acord. Primul, aprobarea procesului verbal de ședință ordinară din data de 27.07.2023 și a ședinței extraordinare din data de 11.08.2023. Cred că ați citit. Sunteți de acord, domnul consilier? Cine pentru? Cine se abține? Cine împotriva? Toată lumea e pentru. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local și al primarului Comunei Gimeș-Făget și în Consiliul de Administrare al Unității de Învățământ Liceu Tehnologic Făget, avizat de Comisia 1. Aici în Consiliul de Administrație rămân aceiași oameni ca și anul trecut, în afară de doamna Anca, având în vedere că Consiliul de Administrație e mult mai mic. Cine e, cine e propus atunci? Domnul Tancu Grigore Zolca și cu Căinealu Valentin. La Liceu Tehnologic Făget. Făget, da. Din partea consilierului și din partea primăriei? Doamna Cuba Gabriel. Doamna Cuba. Sunteți de acord, domnul consilier? Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Doamna, nu e de acord. Da. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local și a primarului Comunei Gimeș-Făget în Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ Școala Gimnazială Antonie Gardie, avizat de Comisia 1. Cine sunt? Păi, ca și anul trecut. Domnul Antal. Domnul Antal, cu domnul Săci. Da, Săci. Și din partea primăriei, domnul Șaric Zorc. Șaric și? Mi se pune și doamna Rusu. Nu, doamna Rusu e în Comisia de Expertiză. De expertiză, nu? Sunteți de acord, domnule consilier? S-a luat online și domnul Tătar Cristian. E online în ședință. Cine e împotrivă? Deci nu avem. Da. Cine se abține? Se abține domnul Sioc și domnul Anta. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind însușirea măsurilor dispuse prin raportul de audit financiar împreună cu scrisoarea către primarul UAT-ului Gimeș-Făget, emis de Camera de Conturi, județul Bacău, avizat de Comisia 3. S-a discutat în ședința de comisii proiectul de hotărâre. Dacă mai are cineva ceva de spus, de comentat, domnul consilier, are cineva? Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Abține doamna Gheorghiță și domnul Sucru. Atunci, vă rog, să rog. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023, avizat Comisia 3. Domnul primar, două cuvinte despre... Păi aici, am discutat, dar... Aici este vorba de o rectificare bugetară în total de 300.000 de lei. Nu am primit bani din afară, adică am mutat între conturi anumite sume. Dintr-un cont am luat și am pus unde avem nevoie până la sfârșitul anului. Despre asta e vorba la rectificare bugetară. Da, și am discutat în ședință de comisie, fiecare a văzut dacă mai aveți ceva de adăugat sau ceva de comentat în privința proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului. Nu are nimeni. Cine e pentru? Cine se abține? Doamna Gheorghiță, domnul Suciu Dumitru.
Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei partidelor destinate modul de valorificare și a prețului de valorificare a masei lemnoase, care va fi recoltat de către regia publică locală a Colosului Timiș, era avizat Comisia 1. Aici am discutat la ședință de comisii, au fost discuții destul de aprinse. Dacă mai aveți ceva de discutat, domnul primar, dacă mai aveți ceva de adăugat în privința... În liste partidelor, da. Nu am nimic de adăugat. Părerea mea este că prețurile de pornire sunt destul de acceptabile. Cum am discutat, dacă Ocolul scoate acum la licitație și nu putem să vindem, asta trebuie să știe toată lumea, nu că vindem pe hârtie, trebuie și să plătească, conform contractului în vigoare. Atunci căutăm o firmă mult mai mare la care ne punem la masă, negociem un preț și dăm totul afară, că dacă nu scăpăm de lemnul ăsta uscat, noi nu o să avem niciodată lemn bun pe fondul forestier al Comunei Timiș-Făget. Asta să fie clar pentru toată lumea. Neapărat trebuie vândut, dacă nu vin partizele din comună, trebuie găsit alte soluții. Alte soluții, da. Vândut cât mai urgent să fie scoase din pădure, că și așa suntem. Și pagubele respective, cum am zis și în comisii, și dumneavoastră ați ridicat problema, chiar trebuie să căutăm vinovații. De ce am ajuns în situația asta? De exemplu, acum avem aproape 20.000 de metri cubi uscați și știm de ce, că anterior, adică când trebuia să fie scos dobărâtărarea mare, n-a fost scos la timp. Și pagubele respective, acum cine o să suporte? Că aici vorbim iarăși de milioane de lei, că n-a fost scos la timp, acum usucă pădurea, impide și așa mai departe, sunt probleme grave pe teritoriul nostru. Asta am zis eu, că nu e prețul problema, că prețul e mic. Sau să fie și mai mic. E problema cine a produs această pagubă, că de 3 ani de zile avem dobărături, nu s-a putut pune în valoare și nu s-a putut să fie valorificație. Cine e? Că aici cineva trebuie să răspundă dacă a produs comunei pagubă de milioane de lei. Asta e părerea mea. Aici e o problemă mare. Că noi consilierii sau primăria sau așa ceva nu putea să se ducă să pună în valoare și să valorice. Am avut un cont silvic, am avut personal silvic, au fost plătiți, au fost toate condițiile care au fost cerute, au fost aprobate de Consiliul Local, dacă știu bine, și încă propuse bonuri de masă și alte chestii care să fie sprijinit Ocolul Silvic. Și dacă Ocolul Silvic nu se pune pe treabă și nu face, cum zicea și domnul primar, să scăpăm de produsele accidentale care deja s-au uscat, aici e mulțirea de impide, că în fiecare an sunt două zboruri și lemnele care sunt în picioare și viață o să usuce și astea. Și comuna, pădurea comunei o să fie distrusă. Și aici trebuie să vedem cine sunt vinovații, de ce am ajuns în situația asta în care suntem, cu pădurea comunei. Bine, mergem la... Dacă mai are cineva ceva de spus, domnule consilier? Nu știu dacă am pus vot, am propus spre vot, dacă cine e pentru, cine e împotriva, nimeni, toată lumea e. Proiectul numărul 7. Legea trebuie prin stabilirea prețurilor lemn de foc și lemn fasonat, ce va fi valorificat de către RPL Ocolul Silvic, Timiș-Făget, avizat Comisia 3. Aici, domnul primar, dacă vreți să mai... Aici avem destule multe probleme, având în vedere prețul lemnului de foc către populație și lemnului din depozit, adică ce avem pe depozit lemn și prețul. Știți foarte bine, acum a venit o propunere de 150 de lei plus TVA la lemnul de foc. Înțelegem propunerea, nu știm cum să facem, dar nici în minus nu putem să lucrăm, asta e adevărul. Numai scosul lemnului de foc ajunge la 110-120 de lei per metru cub.
Știu că e foarte greu acum să ridicăm 100% prețul lemnului de foc, dar nu avem de ales. Dacă cineva își asumă diferența aia de minus când vine curtea de conturi, atunci se poate face să rămână 80 de lei metru cub de lemn. Dacă nu își asumă nimeni, și nu cred că așa nu poate, atunci trebuie să ridicăm prețul. Aici am avut o grămadă de discuții în comisii, fiecare să zică părerea. Cum să facem? Fiecare. Părerea e că normal, nu am dus sus prețul. Cumva prețul trebuie să fie să câștigăm un leu sau doi sau... Nu putem să fim în minus cu doi sau cinci lei, că cineva ăsta o să plătească. Adică nu ne-am dus părerea mea cu prețul până sus. Ar fi bine ca un metru cub de lemn de foc în depozit să fie 50 de lei. Mi-ar place și mie și cred că și dumneavoastră. Da? Unde e fasonatul, unde e scos, unde e apropiat, unde e transportul, unde e sortatul, toate fazele ăștia de lucru costă niște bani, care trebuie plătiți pentru oameni care lucrează cu ei. Și dacă facem o socoteală, ăsta-s banii și cu ăsta putem vinde. Domnul primar a propus să fie și mai. E bine, ar fi bine să putem valorifica cu 50 de lei. Da. Nu știu cine ia în spate toată asta ca să facă pagubă. Ocolul și Consiliul de Administrație au analizat treaba, ei au venit cu propunerea de 150 de lei plus TVA. Acum, momentan, e 5 lei TVA-ul, nu se știe de la anul cât este TVA-ul, poate să fie 9%, poate să fie 19%, nu știm. Momentan este 5% pentru lemnul de foc. Acum fiecare consilier să zică părerea, bineînțeles, luând în calcul socotelii, adică minus, nu avem cum să lucrăm. Nu mai avem. Altă părere cred că nu aveți, dar dacă aveți părere, vă rog să spuneți, să doamna secretară să scrie în procesul verbal. Cineva, să zică vreo veste bună aici, să auzim. Veste bună nu prea este. Adică... Ăsta e prețul minimum care putem face pe... Și de la celălalt, De la 1 octombrie, având în vedere că ce am discutat în ședință de consiliu de comisie, era aici și șeful de Ocol și cu ocazia asta, cetățenii să știe, nu mai trebuie să vină să înscrie la primărie, merge direct la Ocol, la depozite, să înscrie acolo, o să avem o bază de dată, exact ca și anul trecut. 5 metri cub lemn de foc, 10 metri cub lemn subțire, 10 metri cub lemn gros, dacă vrea. Sunt prețurile acolo, prețurile o să fie de la 1 octombrie 150 de lei plus TVA, 155 parcă, nu? Atunci. 57. Metru cub de lemn de foc, 250 de lei lemnul subțire, ăla rămâne așa, că așa au propus, și lemnul gros o să fie coborât la 300 de lei. De la 400 de la 400. Am luat 100 de lei, dar mai mult cam nu se poate. No. Asta e acum pentru toți consilierii, care fiecare sector poate să zică. Nu trebuie să vină la primărie, să meargă la Ocol, la depozit, să scrie. Și încă o chestiune. Să înțeleagă toată lumea că vin aici că trebuie să dăm mașina. Domnilor, nu avem capacitatea și nu avem 10 mașini să dăm la toată lumea. Fiecare cetățean să-și descurce cumva, să meargă cu căruța. Avem depozit la Ghimeș, o să avem depozit la Târhăuș, o să avem depozit la Răchitiș. Și fiecare cumva transportul să facă. Noi ajutăm cât putem, dar să lucrăm și în pădure, să sortăm, să mai ducem și acasă la oameni, nu putem. Să transportăm și în depozit. Da, bineînțeles, ca și anul trecut acum, bine că mi-am adus aminte. Părerea mea, și o să facem o hotărâre cât se poate de repede, anul trecut am avut familiile unde sunt copii cu probleme, cu handicap. Să-l ajutăm, măcar pentru ea, transportul să fie gratuit, ca și anul trecut. Neapărat și pentru bătrâni. Și pentru bătrâni. Care sunt familii chiar care n-are nici posibilitate și așa mai departe.
o să facem hotărârea asta rapidă într-o ședință extraordinară ca să intre de la, din octombrie și ăsta în vigoare. Bineînțeles, în limita posibilității Opolului, că Opolul are mașina de Cougar Rifle. Îl ducem gratis acasă. Ăsta propun eu ca să fie ca un ajutor din partea mea. Nu sunt multe familii. Anul trecut a fost vreo 40 sau 50 și ceva de familii cu care putem să ajutăm, bineînțeles, conform legii. Dacă sunteți de acord cu treaba asta. Da. Domnul consilier, mai aveți ceva la proiectul 7 de spus, de adăugat, de comentat? Nimeni nimic? Hai să auzim ceva, poate veniți cu ceva idei. Doi. Bine. Da, propun pentru cine e pentru? Cine se abține? Dumneavoastră vă abțineți. Și cu domnul Sucio Dumitru și Gheorghița. Deci trei. Trei abține. Și cine e împotriva? Proiectul. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul tip construire centru de colectare de deșeuri prin aport voluntar în comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău. Aici avizat Comisia 2. Domnul aici primar. Este vorba de centrul ăla de colectare pentru deșeuri voluminoase pe care vrem să implementăm. Ce intre deșeuri voluminoase? Mobilă, paturi, cauciucuri, electronice, casnice, că nu avem unde să aruncăm și, de exemplu, dacă putem să facem platforma asta, fiecare om poate să aducă acolo voluntar, depune, o să avem oameni. Asta e gândirea. Și cât te costă? Pe noi, ca cetățean? Toată face și cât ne costă ca primăria să plătească. Primăriei, acum, momentan, conform devizului, nu costă nimic. Având în vedere că am semnat un contract de finanțare, nu avem aport voluntar acolo. Dar cât costă, în general, valoarea investiției cu TVA este 4,6 milioane de lei. Domnule, 4 milioane, vă gândiți dumneavoastră, pentru 4, pentru că 4 milioane de lei. Da. Asta o să fie făcut pe oră. Pe oră, nu-și da la ce dimensiune o să aibă tunelul ăsta? Nu e tunel, e o platformă betonată, are 50x50, pe care o să se afle vreo 16 containere, pentru fiecare deșeu în parte câte un container, un container pentru birou și conform... Să uși totul. Da. O să fie și personal acolo, cine primește, cine dă, cine... Da. Personalul ar trebui să plătească aia care, dacă facem contract cu firme de aceștia care reciclează, de exemplu, electrocasnicele, dacă ai o tonă, 10 tone, vine și ți-l plătește. Că de acolo rezultă niște fiere prețioase și așa mai departe. Dacă, de exemplu, cauciucuri și pentru ăla sunt deșeuri care sunt reciclabile și pe care trebuie să luăm bani. Și atunci nu trebuie să ducem cetățeanul lângă... care acolo. E gratis pentru el ca să nu arunce lângă totuși sau lângă drumul alături, acolo să nu mai vedem deșeurile respective. Dacă putem să facem treaba asta, eu zic că este un pas spre dezvoltarea comunei. Sperăm că reușim. Când pornește această? Când o să fie gata conform proiectului dumneavoastră? Acum, conform proiectului, este proiectul în faza de proiectare. Încă proiectul tehnic nu a ajuns la masa noastră. Când o să predeie proiectul tehnic? Undeva pe 15 octombrie, exact, nu știu. Anul ăsta încercăm să scoatem la licitație. Dar o să dureze, având în vedere că suntem în Natura 2000 și avem nevoie de avizul mediului și a MAP-ului de la siturile Natura. Și locul unde ați văzut. Locul unde am văzut, s-ar putea să facem și ar trebui să aprobe, având în vedere că și până acum, neoficial, funcționa o groapă de gunoi, din păcate.
Asta deci, dacă ne oficial, ne mai... Asta e, noi am curățat-o, e curat acolo și acolo, pe locul ăla vrem să facem. Nu se poate verifica că nu sunt, nu e mizerie acolo. Dar cândva, erau aproape de gunoi al comunei acolo. Asta cam anul viitor, 2024, se pune în funcțiune? Anul 2024, nu pot să zic nimica, deocamdată... 25. 26. În 25. Nu depinde. De apărerea dumneavoastră. În 25, primăvară. Primăvară. Da. Bine. Domnul consilier, aveți ceva de zis? Cu baraca asta, cu chestia. O să fie mobilă, o să fie călășicuri, acumulatoare, tot. Da. Supun pentru vă, domnilor. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Toată lumea. Proiectul numărul 9. Poftim, domnul? De fapt, un autor e mai greu acum. Bun. Proiectul numărul 9. Proiectul care privind depunerea și implementarea proiectului sisteme fotovoltaice cu montaj pe acoperiș clădirilor aparținând Comunei Chimeș-Făget, avizat de Comisia numărul 2. Aici, domnul primar, să zice ceva lucruri foarte interesante, am auzit de la dumneavoastră și aș mai auzi o dată, că chiar mă face să... Mai proiectul ăsta am pornit anul trecut și am și depus la unde trebuia să depunem, dar între timp trebuia să retragem că niște expertize au arătat că clădirile respective, adică școlile respective, acoperișele nu corespund, adică acoperișul nu corespunde și nu are rezistență pe 10 panouri solare. Am făcut între timp, am demarat lucrările, ca să vă zic un exemplu, nu corespunde clădirea de pe Tărăuș, având în vedere că culoarea s-a diminuat, adică culoarea era acoperișului. Culoarea pe acoperiș, era acoperit cu țiglă sau cu ce? Nu, era acoperit cu tavă și linda. Și între timp de 10-15 ani, linda ăla nu e așa roșu cum ar trebui să fie. Puțin spre barou. Da. Și e problema și acum. Și nu atrage soarele destul de bine. Dar nu, asta e problema. Sau, de exemplu, o clădire care e veche, are grinzi de 50-50 sau 20-20, a venit expertul și așa a zis că, doamne, e bine grinda, dar totuși mai trebuie să băgați încă două grinzi. Am băgat două grinzi, să luați vreo 600 de copci, care și așa nu are nicio rezistență, să bate. Și ne-a arătat unde să bate. Noi am bătut în grinzi, cum a zis? Am bătut copcile unde trebuia și unde a zis, am făcut și așa e bine. Dar copcile respective nu țin absolut, absolut. Ce faceți cu culoarea acum? Nu știu, acum suntem în discuții, nu știu, cred că trebuie să refocusim. Dar panourile fotovoltaice, ce depinde de culoarea acoperișului? Că normal nu acoperișul se elimină curent electric, ci panourile fotovoltaice. Trebuie să ne explicați puțin că nu înțelegem aici consilierii. Că estetic nu e frumos. Adică asta a fi... Acum estetic, dar privința panourilor fotovoltaice, ce are... Noi trăim într-o țară... Noi suntem puțin mai... Sunt niște reguli și niște legi pe care trebuie să respectăm. Dar bineînțeles, bineînțeles. Sunt unele lucruri și pe care am întâlnit în ăștia 3 ani de zile care... Sincer să fiu... Mă depășește și vine să urlu și fug și nu știu ce fac și mă cer cu toată lumea. Trebuie să facem, trebuie să găsim soluții și... Fabricăm hârtii și hârtii și încă un dosar și când e gata dosarul ăla și te duci și să depui, tu ce zice, domnilor, nu... Aici mai trebuie încă un dosar de culoarea, nu știu ce culoare. Și fabricăm și dosarul ăla. Mergem o grămadă de semnături și când am terminat cu dosarele respective, acum depunem și acum câștigăm și semnăm, atunci vine cealaltă instituție pe care zice că dezvoltăm România. Toată lumea zice treaba asta, că noi dezvoltăm România și vrem să facem ca țara asta să meargă. Nu, domnilor, aici ne blocăm. Pentru un aviz la drumuri naționale, când o instituție, un UAT, trebuie să aștepte minim 9 luni sau un an de zile, atunci nu vorbim de dezvoltarea României. Vorbim de blocarea României și blocarea infrastructurii române. Despre asta vorbim. Sau să nu vorbim de CFR, sau să nu vorbim de mediu.
Da, primarul trebuie nici lucrare făcută în grabă, că dar graba strică treaba. Știu, domnul Antal, dar nu sunt termene ăștia. Și noi ne mirăm că nu putem să cheltuim banii europeni. Dar cum să cheltuim tu banii europeni dacă instituțiile statului de fapt te blochează? Cum să cheltuim tu banii? Primar, sunteți un tânăr. În așteptare, nu mă grăbiți, dragă, v-ați grăbiți așa. Bine. Bine, domnule, aici avem un demis, domnul primar. Aici cam cât ne-ar costa dacă o să ajungem acolo? O să ajungem acolo nu avem aport nostru, avem foarte puțin, adică niște consultanțe 20. Nu avem noi aportul nostru, adică ca primărie nu trebuie să pună bani. Ăsta ar trebui să fie fonduri europene prin AFIR. Și valoarea investiției este total general de aproape 458.000, aproape 100.000 de euro. Nu e, e vorba despre, vorbim în kilowatts, undeva la 50 de kilowatts pe toate clădirile școlii. Ar fi un proiect foarte frumos dacă ar și funcționa. Înțelegeți? Cu ce să funcționeze? Să dea Dumnezeu să funcționeze. Să funcționeze cu tot în camera. Da. Aveți ceva comentarii, domnule consilier? Sunteți de acord? Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Vă mulțumesc, domnule consilier. Aici mai avem... Avem aici o... care cred că domnul primar o să vă explice. Ce avem aici? Împotrivă ATC-a? Ce să vă întâmplă? Dacă... Avem mai multe la diverse și îi iau în ordinea în care a venit. Avem o cerere de la o firmă din Balcani. Vrea să ceară un spațiu lângă liceul tehnologic, să vină cu un butic, să vândă fast food, adică e un fel de fast food, hot dog-uri și așa mai departe. Eu am zis că eu nu pot să iau pe ceasă. Lângă liceu sau în curtea liceului tehnologic sau lângă liceu și așa mai departe. Eu, părerea mea, eu am ridicat problema. Părerea mea, am zis, noi nu avem nici spațiu, dar vreau să aud și de-a dumneavoastră dacă este bine treaba asta sau nu este bine. Eu zic că nu ar trebui. Și așa copiii noștri mănâncă destul de plastic și o grămadă de prostii. Încă să mai plantăm lângă, chiar lângă școală, unul care tot aceeași treabă vinde, nu văd eu niciun... Ați întrebat și pe directoare ce părere are? N-am întrebat, că la mine avem. La mine trebuie o întrebare și pentru că ea e directoră școlii și să văd ce părere, dar precis că nu o să fie nici ea foarte... Dar totuși trebuie întrebat. Domnule consilier, ce părere aveți despre treaba asta? Eu... Nu văd nicio fantezie în asta. Acum la mine noi nu avem teren ce să dăm și să punem curtea școlii, mi se pare prea exagerat. Deci, cineva, încă, e cineva de acord? Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Dacă împotrivă nu poate să abțină, puteți să spun da. Domnul primar, mai avem ceva? Da, mai avem încă o cerere către UAT Ghimeș Făget. Avem, știți foarte bine, se filmează ședințele și este o firmă care filmează ședințele, e exclusiv holding PSRL, care ne face filmările și pune pe canalul YouTube. A venit cu rugăminte, având în vedere că toate prețurile s-au ridicat, să ridicăm prețul de la 670 la 870 fără TVA. Nu sunt plătitori de TVA. Și am zis că ar trebui să discutăm și treaba asta, având în vedere noi avem destule probleme financiare, nu știu dacă ziceți dumneavoastră ce părere aveți, cum să facem. Adică despre ce vorba să... Să majorăm contractul cu 200 de lei pe firmă. Domnul consilier? Da, fiecare și domnul. Aș putea să spun câteva cuvinte? Dacă... După, dacă. Acum să punem la vot. Cine e pentru? Cine e pentru? Domnul consilier, cine e pentru? Cine e împotrivă?
cine se abține? Doamne, așa ceva nu se poate, că nici pentru, nici să... Bă, se abține. Toată lumea? Da, în afară de domnul viceprimar. Domnul consilier, stați așa. Eu am zis părerea și zic că acum în față la toată lumea, având în vedere bugetul nostru și bugetul știu despre ce vorbesc, chiar acum o grămadă de contracte am desfăcut, adică am renunțat la o grămadă de contracte, mai ales pentru a micșura contractele. Am renunțat la Vodafone, la Orange, am renunțat la Sobis, am renunțat la mai multe contracte ca să fac economia. Având în vedere, știți foarte bine, investițiile majore pe care avem, datoriile respective pe care avem și am zis, eu, părerea mea, nu pot să accept o mărire de preț la contractul respectiv. Consiliul local să zică fiecare părerea lui, dacă decideți că se poate, că până acum știți foarte bine. Eu nici nu am majorat, nici n-am făcut contract cu nimeni fără a discuta cu Consiliul Local până acum. Și vreau să aud părerea. Și dacă îmi dați, să vrea doamna să zică două cuvinte, vă rog. Da, vă mulțumesc. Da. Am venit cu această majorare care am zis noi oarecum e de bun simț. Pentru că mai urmează, de obicei noi făceam pe 2 ani și vă mulțumim pentru asta, prețurile cresc, cresc salariile, noi să știți că suntem o firmă care nu are nicio datorie la stat, niciun leu și încercăm să facem față și noi, da. Mă gândeam că poate se poate o negociere sau măcar cu 100 de lei să facem o creștere. Deja. De 200, uite că doamna imediat a venit la 50%. Ce zice domnul consilier? Că doamna ce elegantă. Contează cu doamna, e așa. Ce elegantă a fost, 100 de lei. Dă-te 5 lei de la fiecare din noi. Dar ce zic? Dar cum spuneți domnul Hutanu, ce vede? Da, și încă o chestiune pe care trebuie să știm, și dacă avem ședință, și dacă nu avem ședință, fiecare lună trebuie să plătim acea sumă. Asta nu mi se pare corect. Chiar dacă nu avem ședință, da. Dacă nu vine doamna, și atunci? Da. Au zis doamna. Care e problema? Nu, știți de ce noi avem această clauză în contract? Pentru că, la unele OAT-uri, dar sunt excepții, se dar uită. Nu aici. Noi suntem foarte, foarte mulțumiți. Da. Se uită, pentru că într-adevăr sunt multe probleme și persoana care este desemnată să ne anunțe, uită. Mai în vârstă. Nu. Da, și atunci vă dați seama, și noi avem un buget, dacă vorbim de buget, și nu e vina noastră că cineva uită să ne anunțe și dăm un material în reluare. Pe pagina noastră noi am făcut și exclusiv TV Plus, care este doar cu ședințele din județul Bacău. Și acolo ședințele merg în reluare, sunt văzute mai bine. Domnul consilier, încă o dată, domnul primar, au zis ce părere aveți, vă rog, să... Dacă rămâne așa, da? Mergem cu firma, dar nu trebuie să renunțăm. Cu tot am nevoie de bani, nu? Domnul Sugiu, ce părere aveți? Corect, cum zice... Dar cum zice el că n-am spus? Dacă rămâne prețul momentan, atunci acceptăm. Atunci trebuie să fiți filmați. Da. Și dacă nu, atunci nu o să vă mai vadă lucrurile la televizor. Sunt mare făcă la... Domnul Mișar, vă rog, părerea noastră. Ce ziceți, domnul? Vă să îndecam decizia domnului primar. Nu am decizie, stați așa, acum... Adică dacă sunteți consilier, trebuie să luați o decizie, ori ba, ori da. Ce ziceți? Încercăm să rămână cu prețul vechi, dacă nu... Încercăm sau... Dar nu putem să obligăm. Dar ce să obligăm? Nu obligăm. Domnul. Da, dacă rămâne așa, atunci rămâne la prețul. Domnul vice. Categoric, doamna ce a spus are dreptate, adică toate s-au scurit și salariile, doar că asta e un serviciu pe care putem să o excludem, să ținem la așa. Deci dacă e să rămânem la prețul care a fost până acum, hai să zicem că merge.
Uitați, fiecare are părere și domnul primar, și domnul consilier, poate și doamna secretară vrea să zică ceva, că nu vreți să ziceți. Eu totuși, azi zice, 100 de lei, hai să, nu o să murim de 100 de lei. Nu o să, domnul consilier, de 100 de lei nu o să murim. Mai bine dăm din la 100 de lei, bine și doamna, vine și asta, trece timpul, pensii. Bine, campania electorală. Bine, campania electorală. 100 de lei zic, acum chiar nu ne duce, nu ne duce. Ce ziceți dumneavoastră? Hai, facem un efort. Domnul consilier. Domnul consilier, 100 de lei, domnul. Nu e cine știe. Acum ne duceam că nu sunt doamna primului. 100 de lei, domnul. 100 lei și 100 dincolo, să știu. Am încercat. Nu mers. Rămânem la. Ca președinte de ședință am încercat, să zic. Da, vă mulțumim. Nu mers, ce să facem. Mai avem încă diverse. Tu? Dați-mi cu ceva când de la urmă. Da. Acum mai avem o cerere, având în vedere. Toată lumea vine și cere, asta e, n-avem ce să facem, dar nici nu putem să facem de toate, având în vedere, dacă aș avea buget, aș face. A venit școala domnului Gargai cu două cereri. Da. S-a mulțit, da. A avut un control de la DSP, având în vedere școala nu are buget, nu are nevoie de 83 de mască pentru calorifere, că nu mai poate să funcționeze fără a fi mascat calorifere, având în vedere că lucrează cu copii și așa mai departe. Mascat la izolabilul sau? Nu. De tot timpul. Da. Ca să facă treaba asta, are nevoie de niște bani. Eu am zis foarte clar că noi nu avem bani. Asta e problema mare. Al doilea cerere, probleme la școala Făcet. Acolo cu părinții au făcut o sesizare către noi, ar trebui schimbat, vorbit afară, ar trebui schimbat podeaua, că arată foarte urât, parchetul. Școala nu e predată? Ba da. Ba da, dar având în vedere că n-au bani, nici și ce. Au tot dreptul. Noi facem tot posibilul și vedeți, ați văzut. Am făcut școala la Târhăuș, adică grădinița la Târhăuș, care anul ăsta a și deschis ușile. E o grădiniță nouă, 1,1 milioane de lei din bugetul local. Am depus proiectul la Liceul Tehnologic la Dimeș, este în licitație. Am împins, împingem, să vedem, sperăm că o să fie ceva, dar având în vedere problemele financiare ale țării, nu știu cum o să fie la noi. Acum vine școala domnului Gargai, care are nevoie la Făget sau și la Ghimeș de treaba asta. Eu încerc să rezolv pe toate, dar nu pot deodată. Eu trebuie să vă aduc la cunoștință cererile respective, că nu am cum să zic, că las acolo și ziceți și dumneavoastră părerea. Dacă eventual la sfârșitul anului o să avem o sursă de finanțare, ceva, sau găsim o mică portiță, sau să putem să ajutăm 10, 20, 5.000, 2.000 de lei, da, atunci ajunge dacă dăm 5.000 de lei, că poate valoarea e de 50.000 de lei. Dacă n-au restul, ei bani cu 5.000 de lei, ce fac? Acoperând doar 3 calorifere atunci, prin 30 și ceva. 87 au, 83, mă scuze. 87 la 2, dacă vine și liceul, câte calorifere? Dar liceul ca 200 de calorifere și ăsta cum trebuie mascat cu... Să un grilaj de nere. Grilaj de nere. Grilaj de nere. Da. Asta e protecția muncii? Da. Ca să nu se lovească copii. Dacă nu că se facă de lemn... Spargem mai puțin. Da, spargem mai puțin. De exemplu, am făcut socoteală, dar de exemplu, la schimbarea parchetului interior la Făge, vorbim acolo undeva la 460 de metri pătrați și un parchet de ăsta de laminat, să nu fie de calitate așa, dar să fie de trafic, ne trebuie undeva la 35.000 de lei.
Numai parchet. 50.000. Numai parchet. Trebuie 10.000 de euro acolo pentru ca să rulezi. Și asta puteți să vă uitați ca acum. Păcate, așa e. Poate o să avem bani, poate o să avem bani și putem da lucruri. Asta afară deja. Ăsta nu mai pot să pun la vot domnilor consilieri. Dar nu, dar asta discutăm la diverse și... Și știți foarte bine că dacă aș avea, deja era făcut proiectul de hotărâre și eram în fața dumneavoastră. Dar nu avem bani. Nu avem bani. Aici la diverse, dar deja am discutat de la 1 octombrie cetățenii unde trebuie să meargă. Asta am discutat. Și momentan, da, mai avem încă unul, eu și după aia scurt pe restul. Mi-a căutat, am mai discutat de treaba asta cu carbonul, emisii de carbon pe teritoriul comunei Dimeș-Făget, pe fondul forestier. Mi-am interesat un pic atunci când am discutat în afara ședinței, am zis că dacă trebuie să plătim ceva, nu intrăm în jocul ăsta. Ne-a căutat, am discutat, nu trebuie să plătim nimic, numai să lăsăm să facă măsurătorile pentru carbon. Eu zic că dacă nu ne costă niciun euro și nu avem nicio datorie... La primul pas. Da. După ce au făcut măsurătorile și după ce a început. Interesați-vă și la alte comune și la... M-am interesat. Am discutat cu șefa, dar a fost acum 3-4 ani, dar încă nimic nu s-a... Da, în fine, vedeți. Eu zic și propun următoarele. M-am documentat un pic, dacă sunteți de acord să facem în ședința viitoare o hotărâre. Avem aici documentații pe ce bază, ce vrea să facă. Dacă și jumătate e adevărat ce zic ei, atunci suntem niște, o să fim o comună foarte bogată. Nici eu nu am așa 100% încredere, dar nici nu pot să fac treaba aia, că nici nu mă interesează și după 2-3 ani ne trezim că ai ce bine era dacă făceam pasul ăsta. La asta m-am gândit. Eu nu zic că mâine, poimâine câștigăm bani din carbonul respectiv, dar nu se știe niciodată în 2-3 ani, mai ales dacă nu ne costă nimic, numai costă un proiect de hotărâre cu un anumit tip de contract care facem noi, nu ei, cu toate clauzele și să încercăm. Dacă iese ceva, e bine, dacă nu iese, am rămas așa. Și nici nu punem bani. Asta e interesant. Că dacă trebuia să punem bani, n-avem de unde nici măcar 10.000 de lei pe tema asta. Dacă sunteți de acord să pregătesc un proiect de hotărâre, că am mai făcut, m-am interesat, de exemplu, la Sucevița ai făcut proiect de hotărâre, la Brașov a făcut, au intrat mai multe, la Doftean, la Dărmănești au făcut ocolul privat. Adică sunt mai multe ocoale deja care au intrat în proba asta, ei cred, și noi de ce să nu încercăm? De ce să nu încercăm? Mai ales dacă nu trebuie să facem. Dacă ziceți dumneavoastră, ca să încercăm atunci eu, una, două, ne interesăm de la primările, pe ce bază a făcut, ce bază legală a avut proiectul de hotărâre și ne apucăm de treabă. Dacă ziceți ca să nu facem, atunci nu mai intrăm în jocul ăsta. Da, dacă nu ne costă nimic și facem, e părerea mea bine făcut. De-a explicat și... Explicați aici, despre ce e. Păi aici este vorba că, având în vedere toată lumea, toate firmele mari în Europa, care poluează aerul, trebuie să cumpere certificate verzi, cum zicem noi, adică carbonul ăsta, certificat de carbon. Și E.ON-ul și așa mai departe, firmele mari care produc ceva, poluează, trebuie să cumpere certificate verzi. Noi, ca UAT, avem o suprafață de 7.000 de hectare de fond forestier, la care zic dânsii că conform unui studiu, pe hectar se produce... Cât se produce? Pe hectar... Iese,
ei trebuie să facă studiu, pentru că la noi din aia așa, 7.000. Care nu sunt toate, nu, da, știi, da, da. Adică mai scad din aia destul de mult. Că dacă este o, o, o hectarul, de, să zicem, care are 500 de metri cub de lemn pe el, ăla produce mult mai mult carbon decât ăla care are 150 de hectare. Da, da. Ei trebuie să facă studiul ăla conform amenajamentului civic, adică ei trebuie să prevadă, ei trebuie să respecte și amenajamentul civic. Și atunci, după aia zice că, domnule, tu pe hectar ai atâta carbon. Valoarea carbonului. Da, poți să iei atâta bani. După aia, dacă el ți-a făcut studiul, și unde, de ce e gratis? Ca să nu... El are comisiuni din ăsta. El are, nu, 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 el are comisiuni din ăsta. Când el pune carbonul de vânzare, el automat o să ia 50% din valoarea lui. Nu, el pune pe bursă. Da, el pune pe bursă. Și din câștigul ăla 50% e a lui. Vorbim aici de sume colosale. Dar nu, nu. Da, da, și 50% aportul nostru e cam ceva exagerat, adică nici nu vreau să discut de sume, că ar trebui să ne culcăm și adică din bani. Adică cam dată de ce nu da, e ceva imens. Dar nu contează, dacă ei fac și pentru noi aia 50% e ceva enorm de mult, de ce să nu facem, dacă o să fie ceva vie? Da. Din aia 50%, din comisiunul lui de 50%, zice el în contract, că 10% din profitul de, să avem, să zicem, 10% dă populației din comuna respectivă, că având în vedere suprafețele aparțin UAT-ului, legea și obligă și prevede, și ei vrea să facă în felul ăsta, ca răsplată pentru, pentru populația comunei, 10% din banii aia, nu știm cât o să fie. Dacă ziceți ca să facem, facem dacă ziceți că nu... Două cuvinte aici. Certificatele gestionate activ pentru programele de retragere a creditelor de carbon sunt certificate flexibile și de diversificate gestionate activ, tranzacționate la bursă. Adică ce? Da. Programele de retragere carbon urmăresc să finanțeze în mod voluntar proiecte cu... cu beneficii pentru comunitățile locale, care reduc sau elimină emisiile de gaze cu efect de seră, permițând indivizilor sau organizațiilor să compenseze propriile emisii și să obțină o amprentă netă de carbon zero. Folosind smart contract prins, creditele de carbon emise sunt transparente și monitorizate pe tot parcursul ciclului de viață până la, până la dovada pensionară. Asta am trei cuvinte. Da. Da. Și când ai pensionat, deja poți să nu mai... Atunci să pregătim proiectul. Da, contractul, dar în așa fel trebuie făcut ca să nu ne atingă la buzunar. Exact. Bine. Altceva pentru diverse? Cineva? Domnul către primar? Domnul Andrei. No. Domnul Suciu. Domnul Suciu. Domnul Suciu. Domnul Suciu. Vă mulțumesc pentru prezentarea la ședință. Vă doresc o zi bună. Aici e ședința Consiliului Local. O zi bună.